Primul meu daily vlog, vizită la țară. După cum v-ați dat seama din titlu, acesta va fi un videoclip mai lung decât cele cu care v-am obișnuit în mod normal. Am început ziua prin a pregăti cafeluța de dimineață și a lăsa carnea la dezghețat pentru mai târziu când o voi pune la marinat. Ea este Honey, cățelușul care trebuie să păzească casa. Este foarte blândă, prin urmare nu genul care să sperie hoții. Fiecare dimineață începe astfel, cafeluța și țigara. De obicei fumez IQOS, dar fiind la țară mi-am luat libertatea de a fuma câteva țigări normale. Mai petrec puțin timp online și îmi verific notificările, mai ales cele primite de la voi. Am să pun pantalonii aceștia pe mine, doar ca să-i dau jos 2 minute mai târziu. Trebuie să mă dau și cu cremuță pe față. Folosesc zilnic SPF 30, de aceea sunt mai albă la ten față de restul corpului, cu toate că merg și la solar. Aici am folosit o cantitate mai mică, dar în mod normal mă dau cam cu jumătate de tub de deodorant, practic, mi-l torn în cap. Încă puțin rimel și sunt gata de alergat. Pentru asta mă pregăteam. Ce bine arată fundul meu din acest unghi. Mai schimb încă o dată pantalonii, pentru că nu-mi plăcea cum arătam în ei, și sunt gata. Sunt gata după ce mai fumez încă un hit, bineînțeles. Acesta este obiceiul meu. Nu încep să fac nimic până nu fumez un hit. Nu face parte din stilul meu de viață să alerg dimineața, dar abia am apucat semn de sală și aveam zi de cardio. În mod normal aș fi alergat pe bandă, dar am vrut neapărat să petrec câteva zile departe de oraș. A durat cam 5 minute până să scot sufletul din mine, așa că am luat-o la mers rapid. A venit și momentul pentru micul dejun, așa că am pregătit lapte cu cereale pentru mine și iubitul meu.
Știu că fetele care fac OnlyFans în general evit să spună că au iubit, eventual îi numesc partener pentru Only sau, nu știu, alt fel de denumiri, dar eu cred că am trecut de mult de această etapă. Eu personal consider că nu este cazul să vă mint și pe lângă asta, marea majoritate dintre voi deja știu asta și sunt conștienți de asta. Cu burtica un pic mai plină, mă pregătesc pentru a pune carnea la marinat. Iubesc usturoiul. Foarte rar se întâmplă să nu pun usturoi în mâncare, doar atunci când fac ciorbiță. În rest, usturoiul nu trebuie să lipsească din mâncarea gătită de mine. Culegem roșii. Am trecut prin minunata experiență de a culege roșii direct din solar. Gustul este ceva aparte, total diferit față de cele din supermarket. Dulce, natural, chiar simți că mănânci. Acum că am terminat desertul, m-am apucat să pregătesc masa de prânz. Punem carnea la marinat ca să o gătim mai târziu. Poți fi. Ce fund frumos, ce picioare, bronz. Bună m-a făcut mama. Felul întâi și desert.
Ia uite ce am eu aici. Ding dong. Tada! Am terminat friptorica despre care am tot vorbit până acum. Arată bine tare de tot. Ce bucătăreasă de săvârșit a făcut mama. Te-ai fript?